România este în stare de alertă din cauza pandemiei de coronavirus din data de 18 mai anul trecut. Chiar dacă incidența de îmbolnăvire a scăzut foarte mult, întreaga țară fiind în zona verde, una considerată sigură, există informații conform cărora starea de alertă nu va fi ridicată în curând. Lucru confirmat de prefectul de Hunedoara, Călin Marian, într-o declarație exclusivă pentru 1 TV Deva. Din discuțiile pe care le aveți la nivel guvernamental, s-ar auzi ceva că s-ar scoate de la din 10-12 iulie starea de alertă? Nu avem deocamdată informații de acest gen. Vom vedea în funcție de evoluția pandemiei ce măsuri va lua guvernul României. Pe de altă parte, este aproape cert că de la 1 iulie vor fi introduse noi măsuri de relaxare, lucru de așteptat, cel puțin la nivelul județului Hunedoara, care de câteva zile are incidență zero la COVID-19, mai existând doar două persoane care mai sunt tratate pentru SARS-CoV-2. Da, de câteva zile în județul Hunedoara apare un lucru care nu mă gândeam vreodată sau era foarte greu să mă gândesc că avem incidență 0,00. Mai sunt două cazuri care sunt pe ultimele 14 zile, dar cu siguranță și acestea nu vor mai fi. Modificări nu cred că vor fi față de perioada trecută a stării de alertă, chiar s-ar putea de la 1 iulie să apară noi relaxări în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva pandemiei. Actuala stare de alertă este în vigoare până în data de 11 iulie. Conform reglementărilor legale aflate în vigoare, guvernul poate prelungi starea de alertă pe o perioadă de cel mult 30 de zile într-un număr nelimitat de ori.